Primul motiv de ceartă în ședința de astăzi a Consiliului Local a fost faptul că președintele de ședință, Florian Velicu, nu s-a așezat pe locul obișnuit la prezidiu, ci în celălalt capăt al sălii, la masa în jurul căreia stau consilierii. Apoi s-a ajuns la subiectul legat de materialele tipărite care au fost împrăștiate prin oraș și care conțin acuzații grave la adresa a 12 consilieri. Florian Velicu i-a reproșat primarului că este inițiatorul realizării și răspândirii acestor materiale. Și nu v-ați schimbat dăravul, mai mult decât atât, ați făcut niște mizerii la adresa colegilor consilieri, pe care știți foarte bine că nu se fac astfel de chestiuni, știți foarte bine că circul îl faceți dumneavoastră, drept urmare, nu-i mai împinge și pe ceilalți consilieri să facă același circ pe care dumneavoastră l-ați făcut deja. Ați umplut orașul cu așa zisă lista a rușinilor. Rog consilierii de pe, nu știu cum să-i numesc, de pe lista onoarei, pentru că noi ceilalți suntem pe lista rușinii, să înceteze, să votăm și după aia să vorbească ce vor, că noi vom părăsi sala. Subiectul legat de acuzațiile aduse consilierilor în materialele răspândite în oraș avea să fie lămurit chiar în timp ce se desfășura ședința de către copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beanu într-o conferință de presă. Acesta a explicat că cei 12 consilieri au avut motive întemeiate să nu aprobe anumite proiecte de hotărâre, inclusiv cele privind realizarea unor parcări. Beanu a arătat că este suspect faptul că toate documentațiile au fost realizate prin încredințare directă de aceeași firmă din Constanța și ar fi urmat ca lucrările să fie încredințate tot direct unor anume firme fără licitație. Este total anormal să existe 7 proiecte aproape identice care se trateze într-o singură ședință de Consiliu, într-un singur an bugetar, construirea unor parcări. Faptul că cei mai mulți dintre consilieri n-au avut acces la aceste documentații tehnico-economice, ca să nu sesizeze copy-paste-ul vizibil altfel de la mare distanță, denotă iar o formă de manipulare care s-a perfecționat, care a fost perfecționată în acest mandat în primăria municipiului Giurgiu. Nu poți să promovezi 7 documentații identice și sunt curios dacă s-a plătit aceea sumă pentru fiecare dintre ele, pentru că aici Curtea de Conturi poate să spună foarte exact dacă s-a abordat cea mai bună variantă. Pentru că în felul ăsta cheltuiești sume mult mai mari și pentru proiectare și pentru execuție. Dacă s-ar fi promovat aceste hotărâri, ar fi urmat încredințări directe cu aceeași firmă sau cu altele agreate și s-ar fi consumat foarte mulți bani inutil. În ședința din data de 9 martie, consilierii nu au aprobat mai multe proiecte de hotărâre, arătând că documentațiile nu le-au fost puse la dispoziție pentru a le studia sau ridică mai multe semne de întrebare. Mai mulți consilieri au arătat că respectivele investiții pot fi efectuate, dar este nevoie ca ele să fie aprobate în condiții cât mai clare și transparente.